12 câini au fost salvați de către polițiștii hunedoreni din gospodăria unui bărbat de 56 de ani din comuna Hărău. Patru pezii erau înfometați și erau ținuți în cuști în condiții improprii. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi ucis cu intenție la începutul acestei luni doi dintre câinii pe care îi deținea. Polițiștii au stabilit că cele 12 exemplare canine de diferite rase sau metiși, dintre care 3 aparțin unor rase considerate de legislația în vigoare ca fiind periculoase, erau deținute de către bărbat în vederea înmulțirii și a comercializării ilegale. Cu ocazia activității de control, polițiștii Biroului pentru Protecție Animalelor au stabilit faptul că cele 12 exemplare canine erau ținute în condiții improprii de către bărbatul din comuna Hărău. Prin urmare, aceste animale au fost ridicate și plasate într-un adăpost autorizat, iar polițiștii au întocmit în acest caz un dosar de cercetare penală pentru mai multe infracțiuni comise împotriva animalelor. De asemenea, polițiștii au stabilit că bărbatul în perioada 2021-2023 a săvârșit intervenții chirurgicale pentru modificarea aspectului unui animal din specia canină rasă Kangal prin cuparea urechilor ori secționarea corzilor vocale.